salut și acum o să răspund la întrebarea dacă am vreo amintire legată de vreo scrisoare. Se potrivește cu vârsta mea, care e tot mai înaintată. Am multe amintiri legate de scrisori, sunt suficient de bătrân încât să fi trimis și să fi primit scrisori, ceea ce desigur că era un obicei foarte frumos pentru cei mai tineri, așa s-a întâmplat în mileniul al doilea, în secolul 20. Da, am multe amintiri, am primit și am trimis scrisori când eram adolescent, când eram tânăr, da. Am legat un pod de scrisori peste prut cu surorile noastre de la Chișinău. A fost un gest frumos de care mi-amintesc cu nostalgie. Nu sunt însă suficient de bătrân încât să fi trimis scrisori acasă din armată, pentru că, evident, n-am făcut armată. Pentru mine o scrisoare e un îndemn la reflecție. Nu te apuci să scrii scrisori așa cum ai scrie mail-uri sau SMS-uri. Și cred că au pierdut destul de mult oamenii de când nu mai au măcar 5 minute pe zi să se gândească înainte să scrie ceva. E o lume, un continent aproape dispărut și îmi pare rău și mi-e dor de el. Cred că mai avem nevoie de scrisori, totodată sunt destul de sceptic de faptul că se vor întoarce scrisorile în vogă și poate că nici nu e bine să întoarcă, ar trebui să rămână pentru cei aleși. Da, avem nevoie de scrisori și mai ales avem nevoie să scriem de mână, să nu uităm această frumoasă îndelenicire. Am impresia că e o artă dispărută, scrisul de mână, și mă tem de un viitor în care oamenii nu vor mai fi în stare nici măcar să citească. Comunicarea cu gifuri și cu emoji e drăguță, dar insuficientă. Avem nevoie de scrisori, fie și din când în când. Cui aș scrie o scrisoare? Mă tem că oamenii cărora le-aș scrie eu scrisori nu prea mai sunt printre noi, dar trag nădejde să apară o nouă generație de cititori de scrisori și peste 20 de ani, dacă voi mai fi pe aici, o să-i scriu o scrisoare unui tânăr din ziua de azi. Acestea fiind spuse, vă doresc sănătate, mai ales psihică.